problemele respective. Exact, la e faptul în paralel cu ABC-ul, în paralel cu ABC, nu-i degeaba și acolo. Am mai spus-o și altă dată, o spun din nou. Toată libertatea o aveți ca voi să veniți cu ideile. Exact. În momentul în care vă spuneam că lucram pentru Olimpiadă, așa, cu cei care aveam acolo, eu nu știam să fac problemele, am mai spus-o. Nu mă interesa să le fac. Eu știam cu sigur cum să le dau lor și îmi spuneam, băi, voi trebuie să faceți asta. Când eram în situația dificilă, când nu puteau ei să facă, atunci mă duceam și eu în problemă și... Dar niciodată nu mă pregăteam cu problema de acasă. Este și corect, adică, haide să vedem ce idee ai tu, ce idee ai tu și să sigur, voi. Sigur. Asta e important, inițiativa voastră. Pentru că așa câștigați încredere ca voi atunci să reacționați într-un fel. Deci, nu degeaba s-a dat raportul. Trebuia să găsim ceva. Ideea mea a fost asta, să pronuncim acolo. Sigur că s-a rezolvat. Miruna și ea zice că... Și nu trebuie asta, pentru că nu pentru că dă când urmate, știți? Da, am înțeles, dar trebuie îndrăznit. Și chestia aceasta, ea și ea zice, scriu toate rapoartele, cele trei triunghiuri. Triunghiul de sus, cu triunghiul ăsta, și cu triunghiul mare, da, și, găsești, și, și scriu rapoartele aceea și trebuie să fac ceva. Și dacă ai văzut corect, Miruna, și ai sesizat cele trei relații care erau scrise aici, ele se ofereau, pentru că erau trei relații pe care trebuia să le învârți de acolo. Fie că le mulțumim. Dar îmi dădea F-ul pe 48 egal cu F-ul pe 42. Adică îmi dădea aceeași chestie. Hai, pe nu, greșești undeva. Exact. F-ul pe 48 egal cu F-ul pe 42, el... Nu, F-ul pe 48 egal cu F-ul pe 48. Adică ea e egal. Deci te învărtășirea, de da, exact. Ei, el e mai lucrurile acolo încât nu. El trebuie să-ți dea așa ceva. În final o să vezi, muncești acasă, vezi că ajungi. Ajungi la rezultat, nu spui. Eu zic că, domn profesor, aici, ca și idei, ca și mod de lucru, cum ar trebui să gândească ei, măi, oameni, de ce? 28, hai să oprim cumva într-un triunghi, am paralelele în degeaba. O am pe AB 42, hai să mă folosesc de asta, am și raportul ăla. Adică un pic așa cred că trebuie gândit. E vorba de a face strategia. Deci înainte de a pleca în problemă, da? Deci înainte de a pleca în problemă, trebuie să vedem de ce sunt date lucrurile acelea. De ce raportul acela? Corect. Da? Da, și mai ce a zis, raportul e supra e A, nu? Când e supra e A. De ce e dat ăsta? Se folosesc pe ăsta. Corect. Ei, în clipa aceea, poate ți se declanșează ideea asta ca să unești pe D cu B. Sau pe A cu C, ca să-l spuneți toată latura. Da, mai pentru a avea... Toată latura B, toată latura C de noi, ei au pus înălțimile repede și pe aceea s-au blocat, pentru că la fiecare pe zis-o și ce. Da, și nu... nu... Și de acolo mai mers. Nu era deloc de folos. Exact. Raportul ăla tot era, domn profesor, când noi am văzut pe AB, pe raportul ăla părăsit. Exact. Dar nu ne-a ajutat cu nimic. Au încercat. Tocmai. Deci, încercăm lucrurile. Vedeți ce a venit spre voi? A venit experiența trecută. În multe probleme a dus înălțimile de acolo, se întâmplă chestia asta și mergea treaba. Exact. Dar nu toate problemele. Și nu construiți o idee în urma unei experiențe din urmă, fără să țineți cont de ipoteză. Fiind să dă raportul ăsta, eu trebuie să-l folosesc. Dacă nu-l folosesc, construiesc ceva pe lângă ipoteză, adică pe lângă raportul ăsta dat, fără să am șansă să-l folosesc, înseamnă că am nicio șansă să fac problemă. Corect. Și noi, când înainte de a fi fișierul de algebră, da. Domnul profesor, trebuie să vă întreb, mă simt un pic vinovată, da. Noi am făcut niște excepții, da. Și am făcut niște mulțimi. Mulțimea A egală cu tot acei X din el cu proprietate. Mulțimea B egală cu tot acești X, da. Ce mai erau tot din el cu proprietate. Da. Am găsit X-ul aparține, nu interval, da. Că era o inegalitate acolo. Bun. Am găsit și la B, X-ul aparține, nu interval. Și trebuia să facem A reunind cu B. Așa. Are unit cu B înseamnă intervalul acela? Are unit cu B înseamnă punerea la un loc. Așa am făcut, dar... De elementelor de la... E un interval, nu? Dar un interval a dat fiind un interval. Aveam voie să scriu așa? Poate e o reuniune de intervale. Nu, era chiar... Dar am voie să scriu așa că o mulțime...
este... Uitați-vă că e. Da? Am văzut o asta? Da, uitați-vă că e rezolvat. Da, uitați-vă să că e. Deci să zicem. Deci, am văzut cu un interval. Da. Minus 7 pe 2. Minus 7 pe 2. Da. Minus 17 pe 2. Lasă-mă să întreb să mă mai întreb. 17 pe 2. Și 17 pe 2, da. Da, și pe 2. Am voie să scriu cu o mulțime egală cu un interval, asta e întrebarea. Da. Aha, da, atât era întrebarea. Deci are sau? Îmi simțeam vinovată, dar cum vreau să scriu. Nu știu cum să scriu, am adus elementele. Ei, dar toate elementele sunt acolo. Când scriu la sfoamă de interval. Da, este o mulțime, sigur. Deci toate elementele s-a cunoscut. Eu aici mă simțeam. Da, 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 e corectă scrierea asta. A, deci e corectă. Și bea cât vă dat. Zii, Maria, repede. Și bea o casă la minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2. Și pe aia. Iar are unicul. Pe aia ta. Ia să ziceți cât ne-a dat, ca să vadă un profesor dacă am lucrat cu el. Interval închis minus 7 pe 2 și 17 pe 2 închis. Pentru că minus 3 pe 2 și 3 este inclus aici, nu? Exact. Eu era inclus. Deci voi practic a sesiza. Am făcut o... Ați reprezentat? Am făcut și la profesor, da? Minus 7 pe 2 până la 17 pe 2. Trebuie să pe capăt, dar asta este A1. Da. Și pe 1 minus 3 pe 2 în A. Este în interior, da? Da. De aici minus până la 3. 2 până la 3. 17 pe 2 face 8 și e mai departe, da. Da. Asta este în B1. Și în clipa în care ați văzut că B inclus în A, exact, pe 1 da. Este A1. Corect. Da. Eu asta vreau să vedem dacă putem să scriem ca un interval. Aici aveam eu... Nu, ca pe dispoziție. Da, deci interval. Bun. Să facem sinteza, domnul profesor. Da. La algebră parcă am... La algebră noi am închis fișierul, până să facem sinteza. De la geometrie am făcut asta cu trapeze. Ați făcut o sinteză? Da. Ați făcut dumneavoastră la algebră, domnul profesor. Am făcut așa o parte din ele. Da, și ce-am aruncat din egalități. Ah. Și intervale, da, așa. Hai să vedem la pentru algebră. Bine-ți domnul profesor, pentru algebra. Hai, Maria, trebuie să-ți construiesc. Săracă, Maria. Condiții puse pentru existență. La algebra, da. La algebra. Da. Deci, condiții puse pentru existența e de X. La algebra, acolo a făcut... Uitați-vă că aici este condiții pentru existența elipsei sau expresii. Da. Factorizarea unei expresii. Așa. Factorizarea unei expresii. Minim, proxim. Minim. Maxim. Da. Cel mai mic divizor comun, cel mai mare divizor comun. Maxim de prietene. X. Da. Hai ceva, ziceți ce mai cel mai mic divizor comun, cel mai mare divizor comun. Cel mai mic divizor comun. Și cel mai mare divizor comun. Mulțim. Da. Am modul, mai întâi a fost ecuație cu modul. Da, ecuație cu modul, inegalități. Modul, inegalități. Cu modul. Așa a fost, nu? Da. Modul. Inegalății modul. Da. Da. Inegalația a zis. Așa s-ați mai făcut voi. Și asta am făcut doi cu mulțim și intervale. Deci mulțim. Vă vreau să mulțim, am făcut o mulțime intersecția. Mulțim, am făcut formule de calcul rezultat, noi am lucrat câteva ecuații. Așa, mulțim, operație cu mulțim. Și intervale, da? Da. Și la geometrie. Asta a fost la algebra, geometrie. Am făcut trapez, teorema fundamentală a asemănării. Trapez.
care ne-a rezolvat problema. Da. Aveți foarte rău de mână a semnării. Cam asta a fost aici. Da, da, e important. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe programul și vă trebuie să ne făcută coordinare. Nu uita de la Gijet. Și puteți să vă urmă la tot până aici. Să spuneți cu totul, da? Și să spună tuturor prietenilor, pentru că este un lucru important ca așa. La revedere! La revedere!